Bună seara! Este joi și așa cum v-am obișnuit, astăzi vă vom prezenta tot ceea ce înseamnă luna iunie din toate punctele de vedere, atât ca predispoziții generale, cât și pentru fiecare zodie în parte. Știu că așteptați acest lucru. Și, bineînțeles, trebuie să vorbim câteva amănunte despre săptămâna pe care o discutăm, cea în curs și parte din săptămâna viitoare până ziua de joi. Joia viitoare. Avem o lună interesantă în care sunt câteva zodii mai favorizate și alte zodii care sunt într-adevăr defavorizate, însă, din păcate, nu mai sunt ajutate de energiile create de vreun hotu. Avem însă un hotu, o sumă 10, mă scuzați, pe iepure, care este foarte benefică și vom ajunge și la iepurașii noștri și avem câteva lucruri de specificat legat de remedii și de remedierile situațiilor acestora. Vreau să vă spun că sunt multe întrebări, chiar mai multe decât săptămânile trecute. Nu știu dacă vom putea să răspundem la toate. Vom face tot posibilul. Eu am aici mai multe remedii pe care vi le voi prezenta cu mici explicații. Am primit sugestia de la o doamnă să repet anumite lucruri. E posibil să nu avem timp de data aceasta pentru că avem și luna iunie de prezentat și săptămâna, da? Și s-ar putea să amânăm acest aspect pentru săptămâna viitoare când vă voi prezenta doar săptămâna respectivă și remedii în continuare. Deci, ca să ne înțelegem, aceste remedii sunt folosite de noi toți. Unele dintre ele în fiecare an, pentru că este vorba despre remediile pentru spații, remedii feng shui. Iar altele sunt sub formă de amuletă, simbolistica este aceeași, este simbolistica remediilor pentru spații, da? Dar este mult sub aspect mult mai mic, pus într-o dimensiune mai mică, cu mantre inscripționate, deci amuletele, cele mai multe dintre ele au simboluri tibetane sau mantre întregi sau sutre, într-adevăr. Așa cum sunt și unele remedii, bineînțeles, pentru casă sau pentru birouri, care au fie o sutră inscripționată, fie o mantră. La nivelul amuletelor este un mic avantaj, se urmărește acest avantaj pentru că este varianta mai micuță, să se pună două amulete într-una pentru a servi persoana cât mai bine, deci pentru a o proteja și pentru a aduce remediere în situația respectivă. Astfel încât, de exemplu, pe lângă simbol, avem și o altă amuletă atârnată acolo, care este inscripționată cu mantra întreagă și cu un alt simbol pe deasupra, pentru că de obicei o stea negativă, o stea malefică sau o energie malefică vine cu mai multe probleme. Așa cum v-am obișnuit și vă povesteam, steaua 7 este o stea care aduce furturi, care aduce deposedări materiale, adică pierderi financiare, mai ales când nu suntem atenți. Dar aceste pierderi financiare pot să vină și sub formă de atac la persoană, pentru că este vorba de o energie a soldatului rănit, se numește. Deci implică chiar agresivitate fizică, pornită probabil dintr-o agresivitate verbală sau nu. Agresivitatea fizică poate să ducă chiar la o bătaie sau la ceva total neplăcut legată de un accident. Deci această stea 7 poate să aducă accidente, poate să aducă agravarea unei relații, deci a unei relații care merge prost, prin agresivitate verbală și fizică, într-un final, dacă nu se iau măsuri și nu se remediază. Unele dintre remedii sunt cele din Feng Shui, alte remedii țin strict de noi să ne îndepărtăm de acea persoană sau de acea situație. Iată că o astfel de stea nu vine doar cu niște furturi sau cu niște pierderi financiare. Am cheltuit mai mult astăzi, da? Deci, din cauza aceasta, remediul este unul mai complex, adică avem placa cu rinocer și elefant, care, iată, are o simbolistică nemaipomenit de bogată, cu acel rinocer cu dublu corn, da? Cu acel elefant cu dublu set de colți de fildeș și cu trompa ridicată și amândoi, deci rinocerul și elefantul, în albastru, pentru că steaua 7 este o stea de metal la bază, da? Și asta nu se schimbă.
Asta noi nu am, nu noi am inventat lucrul ăsta. Asta este o chestiune de mii de ani în Feng Shui, demonstrată și studiată și observată, da? Și, într-adevăr, în momentul în care o ai într-un sector, este foarte posibil, dacă cumva ușa de la intrare este acolo, să se accentueze această problemă, adică furturi de posedări materiale, poate chiar un hoț în casă, etc., adică sunt situații serioase, pierderi materiale pe nepusă masă, da? Pentru că ușa de la intrare este activată non-stop prin intrările noastre și ieșirile noastre din casă. Sau dacă o avem steaua 7 pe orientarea casei, care este o altă poveste, orientarea nu întotdeauna coincide cu ușa și de cel mai multe ori nu coincide, deci, cu ușa de la intrare. Țineți minte acest aspect, pentru că sunt mulți șarlatani, efectiv, care susțin această inepție, că nu pot să o numesc altfel. La bloc, vă dați seama, mai ai și neonul spart sau nu ai deloc lumină pe etajul tău, da? Cum să ai orientarea pe ușa de la intrare a apartamentului? Mai ales, acest lucru se aplică mai ales la blocuri, da? Cum să ai această aberație? Că nu se poate, că nu-ți intră energie decât foarte puțină pe ușa aceea. Sau unii spun că ușa blocului constituie orientare, da? Altă inepție. Cum să fie ușa blocului dacă noi avem apartamentul pe partea cealaltă, fraților? Deci gândiți-vă că este atât de logic. Feng Shui este foarte logic și ăsta este rolul maestrei Lilian Tu, de a-l face foarte explicit și foarte la îndemâna lumii vestice, pentru că în Asia ei au o înțelegere mult mai profundă. Sigur că sunt foarte mulți chinezi, vreau să vă spun, care n-au auzit de Feng Shui, deci chiar am constatat lucrul acesta, însă sunt și foarte mulți care îl aplică, cei mai mulți, și deja a început să se răspândească și în lumea lor, mult mai mult decât era în trecut, când chiar comuniștii aveau atâta putere încât îi și... mă rog, nu știu dacă îi torturau, dar în orice caz știu că a existat o perioadă foarte clară în care nimeni nu avea curajul măcar să pronunțe această expresie. Feng Shui, cum pronunțe ei, sau Feng Shui. Da? Deci nimeni nu avea acest curaj. S-au mai schimbat vremurile și pentru ei acolo, chiar dacă sunt sub comunism. Și lumea estică încearcă din răzputeri să aplice principiile. Sunt țări întregi, cum vă spuneam despre Singapore, și părți de țări, adică, de exemplu, orașe întregi, cum este Melbourne în Australia, care aplică și datorită primarilor, și datorită președinților, etc. Deci acolo sunt mai multe implicate, prim-ministri, mă rog, în cazul lor. Deci au o intenție vădită, atât în lumea asta vestică, cât și în emisfera nordică și în emisfera sudică, să se aplice, pentru că au văzut că funcționează al naibii de tare. Ei bine, deci toate acestea nu sunt inventate de noi și vreau să vă spun că simbolistica este foarte profundă. Vine de mii de ani. Deci, iarăși, nu este inventat acum 100 de ani că, eu știu, a visat unul niște simboluri sau eu știu cum să le spunem. Totul e foarte logic și foarte explicabil. Deci se poate explica foarte clar de către cineva care a înțeles sensul și care a studiat aceste lucruri. Astfel încât, sigur, noi putem să vă dăm explicații pentru fiecare remediu în parte, dar ne-ar lua, cred că, emisiuni întregi în care ar trebui să nu mai prezentăm predispozițiile lunii și predispozițiile săptămânii și ar fi păcat, pentru că voi mai puteți citi despre ele. Există, cum să spun, site-uri mai serioase pe internet, și este și site-ul maestrei noastre. E adevărat că cele serioase sunt în limba engleză. Nu toate, atenție, deci nu toate în limba engleză sunt serioase. Dar mai puteți găsi și, de fapt, să treceți prin filtrul minții noastre. Întotdeauna noi le spunem și cursanților noștri să nu ne creadă pe cuvânt, ci să verifice și să analizeze cu mintea lor și vor ajunge la aceleași concluzii logice, pentru că aplicându-l îți dai seama de ce este așa și nu este altfel. Deci, ca să revenim, o doamnă mă ruga să dăm câteva explicații cum se poartă acele remedii și cum, când anume sunt bune. De fapt, noi asta și facem. Deci explicăm pentru ce zodie sunt necesare, fie în luna respectivă, fie în anul respectiv, sau și anul și luna, da?
Și țineți minte un singur lucru, deci apropo de cum se folosesc remediile. Remediile mari, de genul statuete, da? Uitați, mari, grele, da? Sunt unele, sunt grele. Sunt folosite pentru spații. Aici avem, îl avem pe Fuc, care este, este Luc, mă scuzați, care este zeul casei, da? Este cel care protejează puterea, autoritatea și prosperitatea în același timp. Deci avem aici o statuetă, da? Care reprezintă remediu în casă. Sau lohanul pentru învățătură, da? Vi l-am prezentat anterior în alte emisiuni. Atât de frumos pentru camera copiilor care învață sau cei care susțin examene. Acum tot se apropie bacalaureatul și examenele la facultate, da? Deci acesta este lohanul, este un remediu extraordinar de puternic pentru copii să le, ca să le imprime și succes în, în ceea ce învață ei și pentru examenele respective. Există, de exemplu, statuete peste foarte multe, eu vi le tot prezint în emisiuni, dar nu avem timp pentru fiecare în parte, deci ele sunt mai multe. Acesta este optarul, statueta 8 pentru aducerea prosperității și menținerea prosperității casei, da? Există placa celor trei celești. Astea sunt doar câteva exemple, da? Placa celor trei celești împotriva stelei 3 în casă, da? Anul acesta, dacă mergem numai pe stelele anuale, este vorba despre steaua 3 în vest, da? Avem merele roșii, care sunt pentru pace și armonie pentru oricine, oricând, orice zodie. Nu contează unde avem steaua 3, puteți să le puneți și în centrul casei, pentru că rău nu fac, dimpotrivă. Vă aduc armonie și pace și înțelegere în cuplu și în familie, în general, în familia care se află în acea casă. Avem copăcelul abundenței, unul dintre ei, da? Iarăși, remediu în casă, da? Pentru abundență, pentru prosperitate. Acum, vedeți, de aici se nasc alte întrebări. Persoanele mă întreabă, până, dar care este mai bun, copacul sau, sau statuieta 8? Amândouă, dragilor, amândouă, la fel de importante sunt. O să le punem pe toate? Nu. O să puneți fiecare ceea ce preferați, ceea ce vă place mai mult, cu ce rezonați mai mult. Este vreuna mai slabă decât cealaltă? Nu, nici de cum. Toate sunt la fel de bune. Deci dacă există mai multe reprezentări pentru niște simboluri diferite, pentru un aspect, toate simbolurile acelea sunt foarte bune, da? Toate acele simboluri sunt foarte bune. Vreau să vă spun că amuletele sunt același lucru, dar în variantă mai mică. Singurul dezavantaj al unei amulete, l-aș numi, în ghilimele dezavantaj, ar fi faptul că este numai pentru o persoană. Țineți minte, niciodată amuletele nu se înstrăinează, nu se dau de la mamă la copil, de la copil la părinți, de la frate la soră sau invers, nu contează. Deci nici între rude, nici între prieteni, să spunem, a, mie mi-a folosit, m-a ajutat foarte mult luna aceasta, ia-o și tu acum și folosește-o, poartă-o. Nu există așa ceva. Amuleta rămâne a dumneavoastră toată viața, da? Puteți să o folosiți oricând, oricum, în geantă, în buzunar, asupra noastră, să vă transformați în pandantin dacă doriți, că v-a plăcut foarte mult. Eu v-aș recomanda să nu rupeți zalele de la amuletă în sine, pentru că înseamnă deja o acțiune împotriva acelei amulete, adică ați rupt-o, ați desfăcut-o, deci nu este bun acest lucru. Dacă este amuletă pandantiv, se poate purta fie ca amuletă, fie ca pandantiv, da? De obicei există acest pandantiv pe un șnur, care șnurul se poate îndepărta și puteți să puneți un alt șnur de-al dumneavoastră sau un lanț, dacă vă place, pentru că ele vin în auriu și în argintiu, de obicei. Și există amulete cu lanț special și de agățat inclusiv la genți. De aceea au acea, această prindere, cum este de exemplu acest vultur, da? Au această prindere, se poate prinde la geantă sau pe interior sau pe exterior. Acum am, știu mai multe persoane în România care nu preferă în exterior pentru că știți cum este, lumea mai discută, dar nu asta e problema, de fapt nu ar trebui să vă intereseze, ci să nu se izbească, să nu se cumva să existe o ruptură la pentru ele, da? Pentru că în momentul acela nu le mai dați respectul cuvenit. În mod normal, ele nu prea pot fi furate, pentru că în sine amuleta te protejează.
Deci, sigur că există oameni și atunci se va aduce împotriva lor toată acțiunea asta de furt. Dacă se îndreaptă către geanta ta să-ți o ia, probabil că ți-ar lua toată geanta, deci aici nu mai... Deja nu are sens să intrăm în astfel de discuții, că mi-au spus unii, da, dar mi-ar fura amuleta. Păi dacă ți-ar fura amuleta, ți-ar fura geanta cu totul până la urmă, că dacă e vorba de un act de furt, nu o să se sfiască să-ți ia totul, este clar. Însă, deci nu vorbim, vreau să vă spun că, sincer, eu mi-uit geanta deschisă, mi-au atras oamenii atenție în magazine, pe stradă, peste tot, vedeți, aveți grijă cu geanta. Niciodată n-am avut această temere, e adevărat că e plină cu amulete, este foarte adevărat, adică le țin în acel portofel roșu, vi l-am arătat, o să-l scot dacă mai vreți să vi-l arăt. Este, am două portofele, da, cu dragonul roșu anul acesta, da, și cu cocoșul. Și mai sunt câteva, cred că mai sunt câteva bucăți aici la noi la magazin. În orice caz, eu le țin acolo, dar mai am câteva și separate, plus pandantivele, plus inelele, plus brățările și așa mai departe. Deci, fiecare, și să știți că nu port toate brățările în aceea zi, deci este în funcție și de stare, în funcție de cum simt eu că am nevoie mai mult de protecție sau nu, de prosperitate sau nu, și așa mai departe. Deci dumneavoastră puteți să hotărâți singur, nu trebuie să vă spun eu în ce zi să purtați o brățară sau o amuletă. Eu vă spun însă ceea ce... Noi suntem aici ca să vă informăm despre ceea ce este bine să țineți cont, adică să vă feriți de anumite lucruri, să fiți protejați atunci la timp, când vin zile mai grele, când vin energii mai proaste pe zodia dumneavoastră, luna respectivă sau anul respectiv. Am auzit de curând o altă inepție, că steaua lunii este mai importantă decât steaua anului. Cum să ziceți fraților așa ceva? Din fericire, persoana n-a studiat cu noi și măcar știu că, cum să zic, nu face de râs ceea ce a studiat cu noi. Deci nu, iese din această sferă, probabil că n-a studiat cu nimeni, nu asta e important. Important este că oamenii sunt informați greșit. Asta pe noi ne scoate din minți. Prin faptul că dacă și noi ne străduim să aducem informație, vă garantez că este corectă, pentru că este verificată de noi ani și ani la rând. Deci noi tot ce susținem, să știți că stăm în spatele a ceea ce susținem. Ceea ce am învățat, bineînțeles, de la maestra Alivietu și multe altele pe care le-am studiat și pe cont propriu, în sensul că am vrut să verificăm. Noi întotdeauna am vrut să verificăm, am fost destul de neîncrezători și la începuturi. Pot să vă spun că într-adevăr se aplică, într-adevăr sunt protecții majore, sunt nu numai acest lucru, dar gândiți-vă că sunt susținute de mii de ani și ele nu ar fi rezistat în timp pe pământul ăsta, dacă nu ar fi fost veridice. Pe de altă parte este o situație jenantă, că oamenii aceștia probabil ajung să creadă ceea ce susțin. Deci steaua anuală este cea mai importantă pentru că ea guvernează anul, energia anului pentru zodia respectivă. Energia lunară este foarte importantă, într-adevăr, nu e mai importantă însă decât cea anuală, vine și își pune amprenta în luna respectivă doar, peste steaua anuală vine și spune ceva, ne spune ceva, se agravează o energie anuală sau se poate schimba pentru luna respectivă datorită energiei lunare, a stelei lunare, sau se poate îmbunătăți. Deci ea era una destul de proastă și vine o stea lunară mult mai bună, care, cum să spun, te face să nu mai ai atâtea obstacole, atâtea probleme, te ajută întrucâtva. Dar nu te va ajuta major să schimbe viața la 180 de grade dacă steaua anuală este una slabă. De aceea există aceste remedii, dragilor, ca să nu mai existe acele probleme datorită stelei anuale și nici datorită stelei lunare în cazul în care acestea sunt negative. Dar și dacă sunt pozitive, sunt remedii pentru potențarea, fie a sănătății, fie a prosperității, fie a protecției personale. Deci pentru îmbunătățirea și pentru potențarea acelei stele bune. Da? Deci există remedii care potențează stelele bune și remediile care controlează, țin sub control stelele malefice. Pentru că intrăm prea mult în detalii legate de acestea și pierdem esențialul, haideți să vă spun despre luna iunie. Luna aceasta iunie, vreau să vă spun că luna solară începe în jur de 5 iunie, adică chiar de 5 iunie și se va termina
pe 5 iulie, da? Este o lună de cal și avem o situație mai aparte pentru șobolani. Și anume, șobolanii au o stea de multiplicare a prosperității. Însă este o lună de cal, este o lună a dușmanurilor, a zodiei conflictuale, care nu face decât să îi agraveze trucuitva și poate să îi agraveze și pentru, și pentru energiile existente. Adică, dacă ei au parte totuși de prosperitate, vine calul acesta nărăvaș și îi scoate puțin din sărite cu anumite probleme și nu mai au deciziile care trebuie, se va întâmpla în anumite zile și vor putea chiar pierde bani dacă nu sunt atenți. Deci, chiar dacă noi avem, iată, niște stele foarte benefice, steaua anuală este 6 pe șobolan, este o stea de prosperitate indirectă, adică prosperitate în viitor, dar care prosperitate nu vine acum imediat, deci se pun bazele unei prosperități de viitor, iar acum ne confruntăm cu o stea de foc, o stea lunară nouă, care nu face decât să multiplice această stea 6 ca și semnificație. Deci o ajută să se manifeste, dar o ajută atât de mult să se manifeste, încât în anumite zile, mai ales zilele de cal, o să vedem, și zilele de oaie, da, în care șobolanii trebuie să aibă mare grijă, vor trebui să fie extrem de atenți, să nu se hazardeze, să nu semneze lucruri importante, să nu semneze acte, contracte, să nu ia decizii foarte importante și să aibă mare grijă să nu-și facă operații, în cazul în care sunt necesare, în zilele de cal în această lună și în zilele de oaie. Da? Dacă doriți, noi așteptăm mesaje, da, în continuare de la dumneavoastră, putem să vă specificăm pentru fiecare zodie, să zicem care zile nu sunt bune și care zile sunt bune. Așa, luate la modul general, de pe 4 iunie până pe 4 iulie, doar să le trecem în revistă. Cu toate că dacă ne urmăriți săptămânal, noi vi le dăm. Deci noi vi le dăm pentru fiecare zi în parte, care sunt mai bune și care sunt mai puțin bune. Da? Pentru luna iunie, deci, este o lună obositoare pentru șobolani, în care au totuși noroc financiar, și recunoaștere de la colegi mai ales și de la șefi, pot să fie niște avansări, niște promovări de job, în jobul lor, în cariera lor, dar trebuie să nu se culce pe ureche. Deci pot să aibă mici ghinioane chiar la office sau, mă rog, pentru cei care lucrează la birou sau pe teren, pot să fie mici probleme. Atenție mare, steaua 6 este stea de metal, care vine în această multiplicare, da, ca și energie, și asta înseamnă că pot să fie supuși unor mici accidente, dar mai degrabă le-aș atrage atenția la aspectul sănătății. Și anume, la aspectul sănătății, chiar inima, sistemul și aparatul urinar, da, pentru șobolani. Deci acestea care sunt cumva la pol opus, dar se completează, deci apa și focul. Mare, mare grijă cu acestea. Mai ales dacă vă știți cu probleme. Vouă vi se recomandă un remediu pentru prosperitate, dar mai ales remediul care vă potențează steaua 6 anuală. Deci voi aveți nevoie de mai multă potențare, de mai mult ajutor al stelei anuale 6. Prin cele 6 sfere de cristal, avem aici setul celor 6 sfere de cristal. Da? Încerc să vi-l arăt, ca să nu le scăpăm pe jos. Da? Și este foarte frumos. Eu am să vă scot câteva biluțe din acestea, sferele de cristal. Deci aceasta este, de exemplu, cea roșie, care reprezintă focul. Da? Aceasta este cea galbenă, care reprezintă pământul. Sigur, poate nu se văd foarte clar în cameră, dar vă spun că fiecare are o altă culoare. Steaua, energia apei este reprezentată de sfera albastră, da? Și așa mai departe. Noi avem aici tot ciclul elementelor reprezentat prin culori, da? Însă avem și steaua 6, avem o altă stea, cea de a 6-a, care de fapt este pentru steaua 6, deci a 6-a biluță, care este într-o culoare mov, adică apă plus foc. Și asta este un remediu extraordinar de important pentru sectorul de nord al casei în luna iunie. Deci avem 6 sfere de cristal,
Ele vin și pe suporții lor, să știți, pentru cine are pisicuțe, cățeluși prin casă și le este frică, sau copilași mai mici, aceasta prezintă o adâncitură. Ca să nu dea cu mânuța, cu lăbuța peste ele și să le dărâme, aceste sfere vin în acest set și cu suportul respectiv, da? Cu acea adâncitură care ține, uitați, ca să vă și arăt, care ține această sferă, da? Și dacă o mișc mai tare, totuși, vedeți, și eu o mișc, nu se dărâmă. Pentru că este această adâncitură în suport. Ceea ce vreau să spun este că 5 sfere au culorile celor 5 elemente, iar a 6-a este mov întotdeauna, pentru că reprezintă apa plus focul, adică roșul plus albastru. Și aceea, de fapt, este punctul cheie, pentru că acest set se folosește pentru steaua 6. Pentru ce se folosește? Pentru a o potența. Pentru a potența elementul de pământ, pentru că aceste cristale sau sticla, sau porțelanul, sau lutul, sau ceramica, sunt elemente de pământ. Și nouă ne trebuie să solidificăm, să hrănim această stea 6 de metal. Pământul, în ciclul elementelor, produce metalul. Asta este aviz și persoanei aceleia care vorbește și nu știe ciclul de consum și ciclul de distrugere, dar ea vorbește și învață pe alții. Deci vă invităm, doamnă, să vă duceți și să învățați din nou ciclul elementelor, că nu l-ați învățat cum trebuie. Așadar, ascultătorii noștri îl știu mai bine decât dumneavoastră, pentru că între timp l-am tot repetat. Și este atât de logic, până la urmă nici nu e greu să-l înveți. Deci, pentru șobolan o lună bună, cu mici atenționări pe sănătate, pentru că este o lună de cal, atenție deci cu inima și cu aparatul urinar în primul rând, este bine să aveți grijă de conflictele între generații care pot să apară dacă dumneavoastră, șobolanii, locuiți cu părinții dumneavoastră sau cu copiii dumneavoastră, care sunt măricei. Mare grijă că pot să apară certuri, discuții în contradictoriu cu generația mai tânără sau mai în vârstă decât dumneavoastră. Da? Deci dumneavoastră atrageți cumva această problemă fără să aveți o vină anume, fără să fi făcut ceva anume. Ori nu sunteți înțeleși, ori sunteți judecați într-un anumit fel și vă spune copilul, mama, tata, nu mă înțelegi, lasă-mă că fac ce vreau eu. Deci nu vă necăjiți pe acest aspect, există și acest remediu. Există multe alte remedii, deci vreau să vă spun că eu v-aș recomanda să vă potențați steaua 6 și din punct de vedere al prosperității. Nu uitați de acest optar, de statueta 8, da? Este valabilă pentru oricine, încă o dată, dar pentru dumneavoastră, ca să nu pierdeți prosperitatea. Și nu uitați de moneda luck coin, cum îi spune în engleză, adică moneda de cuiere a banilor, care este atât de folositoare, fie să o țineți în portofel în contact cu o bancnotă de 100, 100 de ce doriți dumneavoastră, fie în casă unde țineți banii cash, să o puneți sub o bancnotă de 100 care nu se va cheltui. Deci bancnota de 100 numai la ananghie se va cheltui, dar nu o să mai fiți la ananghie dacă aveți această monedă de încuiere a banilor. Deci aici este ideea, că nu mai ajungeți să o cheltuiți și acea bancnotă de 100, puteți să o țineți în continuare și peste ea să adăugați restul banilor de care vă folosiți însă. Bun, ca să fac o paranteză, această monedă este foarte bună, de ce îi spune de încuierea banilor, înseamnă că ne previne cheltuiala excesivă și pierderea financiară apărută din senin. Deci, nu o să, în mod normal, ați fi protejați pe acest lucru. Apoi, ca și remediu de prosperitate foarte puternic, este oglinda de prosperitate, cu aceste simboluri foarte puternice, toate sunt simboluri de prosperitate. Aici o să întâlniți și nodul mistic, bineînțeles. Iată că nodul mistic pentru casă, sub formă de statuetă, exact ce vă spuneam, care se și deschide la bază, este acesta, da? În auriu. Acesta se pune în casă sau la birou. Unde? Pe un sector de prosperitate sau pe sectorul iepurelui, estul casei, pentru că acolo vine steaua 8 a anului. Da? Acolo avem steaua 8 anul acesta, iar luna aceasta, steaua 8 lunară, vine pe sectorul calului, deci pe sud. Bun, deci ca să nu mai vă spun, noi primim foarte multe întrebări de genul am primit sau am acest remediu, unde să-l așez? Da?
Noi nu știm în acel moment dacă dumneavoastră vă cunoașteți punctele cardinale, va trebui să vi le știți, ca să vă putem spune în sud, în nord, etc. Dar, țineți minte, unde este steaua anuală care reprezintă acel aspect? În cazul nostru, prosperitatea, da? Pe steaua anuală, adică pe sectorul în care se află steaua anuală, adică estul. În est este steaua 8 a anului acesta. Luna aceasta, ca stea lunară, această stea lunară 8 a prosperității vine în sudul casei, dar nu numai pentru luna iunie, până pe 4 iulie, da? Deci numai luna aceasta este steaua lunară și ea nu e mai puternică decât steaua anuală. De asta am vrut să fac această mențiune cu care stea este mai puternică și care nu. Bun, pentru cei care își doresc sănătate, în cazul șobolanilor, că la ei suntem, bineînțeles că nu putem să trecem cu vederea remediul Ulu sau Medicine Buddha, da, iată și Ulu-ul, vi-l arăt acum, este remediu pentru casă. Acest remediu se poate așeza și la locul de muncă, dacă dumneavoastră stați mai multe ore acolo, atenție, se deschide, are o închidere magnetică și vreau să vă spun că aici în interior este foarte bine și recomandat să puneți scrisă de voi mantra lui Medicine Buddha. Atenție, nu trebuie litere tibetane, în literele noastre, că există așa scrisă și o găsiți chiar și pe internet, mai ales dacă puneți în engleză Medicine Buddha mantra, da? Atât trebuie să scrieți și o să vedeți că vi se dă corectă. De asemenea, pentru autoritate și putere, nu uitați de simbolul Dorje, care înseamnă putere în plan spiritual, în primul rând. Este foarte frumos, se poate așeza la locul de muncă, mai ales, dar și acasă, de ce nu? Anul, luna aceasta, dacă șobolanii au nevoie de putere și autoritate, mutați-l în nordul casei, pentru că acela e sectorul șobolanilor, să le dea șobolanilor putere. Da? Mai este, bineînțeles, ca simbol de autoritate și putere și simbolul ruii, care să spunem că este mai pământesc. Deci Dorje reprezintă puterea inclusiv în plan spiritual. Ruiul este autoritate în poziția pe care o aveți la locul de muncă, deci vă dă mai multă autoritate în fața oamenilor. Da? Acesta este sceptrul ruii, vine cu un ciucure, știți că vă spuneam despre ciucuri, că nu fac decât să potențeze simbolul acelui remediu, da? Deci este vorba de sceptrul puterii, cred că l-ați mai văzut, acesta este mai des întâlnit, nu toată lumea are Dorje, dar Dorje este într-adevăr ceva deosebit și eu îl recomand tot sufletul, există și amuleta, așa cum știți, există amuleta cu dubla Dorje în mijloc, dacă observați, și cu cele 10 cum, da, deci un împrejur, pe spate, din nou, amuleta, vă spuneam că totdeauna amuletele sunt inscripționate la maximum cu lucruri care să vă ajute, cu mantre care să vă ajute, cu... Nu sunt cu afirmații, cât sunt cu mantre, vreau să vă spun. Deci să nu confundăm, iar am mai auzit la televizor o aberație, că nu pot să-i spun altfel. Una e afirmația, alta e mantra. Când noi spunem Doamne ajută, asta nu e mantră, dar poate să o considerăm rugăciune. Dar nu e mantră. Mantrele trebuie să înceapă cu om, să se termine cu hum sau cu hung, sau să aibă în componența lor aceste silabe foarte importante. Pentru că vin din Tibet. Da, sunt un fel de rugăciune ale lor. Sunt pentru a obține protecție, în primul rând, da? Putere spirituală. Dar așa sunt ele denumite mantre și nu putem să confundăm afirmația voi face mai mulți bani, voi fi mai sănătos. Asta este o afirmație. Nu este mantră, oameni buni. Da? Că oamenii vorbesc așa, iurea, tot aruncă câte un cuvânt, matrici existențiale, vibrații de matrici. Habar n-au, scuzați-mă. Mergeți la matematică, vedeți ce e matricea, etc. Deci, haideți să nu aruncăm cuvinte în van, aiurea. Bun, aceasta este Rudraksha, pentru că cineva m-a întrebat de Rudraksha, să o mai arăt odată, și vă promiteam în emisiunea trecută, dacă vă amintiți, pentru cei care ați urmărit, să vă aduc acea secțiune din Rudraksha în care dumneavoastră să vedeți cum trebuie să arate. Nu știu dacă o să se vadă foarte clar în cameră, dar poate o să punem o poză pe Facebook, dacă chiar vă interesează, sau pe website-ul nostru.
pe romaniafengshui.ro, de acolo puteți să vedeți și remediile, am secționat o rudraksha ca să vedeți că în interiorul ei este sâmbure. Nu este plastic, da? Cum am văzut că există niște chinezării de plastic aduse pe la noi și vândute cu preț prea mare, aș spune, da? Ca să le vândă cu 50 de lei, mie mi se pare deja enorm și este păcăleala absolută. Rudrakshele astea, într-adevăr, astea costă, pentru că sunt foarte puține lume. Deci sunt niște copaci în India, da, care produc aceste rudrakshe. Ei bine, copaci nu sunt mulți, sunt doar acolo, în India. Vă dați seama, toată lumea își dorește rudrakshe, deci au început să le facă și din plastic. Mare, mare grijă, există niște forme, probabil, care le toarnă din plastic și lumea e păcălită. Puteți să vă dați seama, acesta este lemn, este sămânță, da? Puteți să vă dați seama chiar la mână, să știți dacă le palpați cu mare grijă și având acest lucru în cap că noi v-am avertizat, puteți să vă dați seama singurei dacă este plastic sau este lemn. Și deci nu trebuie să fie din plastic, evident. Bun, haideți să trecem la bivol. Bivolul are o lună destul de problematică, din păcate. Nu este foarte ajutat. Calul nu-l ajută sub nicio formă. El este, de fapt, prietenul dușmanului, este dușmanul prietenului bivolului și automat este și dușmanului, căruțul acesta. Însă, este bună luna să facă strategii, să planifice, să-și pună planurile în ordine și ideile în ordine pentru a acționa cu putere, poate, luna viitoare. Când totuși vine o stea 6 și se va crea o sumă 10 luna viitoare, chiar dacă este lună de oaie și va fi luna dușmanurilor direct. E bine, dar steaua îi va ajuta mult mai mult. Deci, luna aceasta îi pot să piardă bani, pot să piardă diferite obiecte, dacă nu sunt atenți. Atenție bivolilor unde vă parcați mașinile, unde vă așezați bunurile personale. Nu vă lăsați gențile nesupravegheate, bagajele, dacă călătoriți. Orice, da, care este al vostru, mare, mare grijă, pentru că poate să fie adoptat, să spunem, de altcineva. Nu aveți încredere, asta ar fi sfatul meu numărul 1, în nimeni care vă propune ceva anume, o afacere, un business, o propunere de vreun fel legată de bani. Nu aveți încredere luna aceasta, pentru că s-ar putea, chiar dacă persoana aceea nu este rău intenționată, totuși dumneavoastră să pierdeți. În primul rând, bani. Deci sunt pierderi financiare, veți putea să fiți mai bârfiți, este steaua 7 lunară, ca să înțelegeți. Atenție mare la certurile în cuplu. Pot să apară din senin niște discuții în contradictoriu și cred că chiar de la bani ar putea să pornească. Eu am această oglindă a prosperității în mână, nu întâmplător, este bună și pentru bivol, este chiar foarte recomandată. O oglindă care are niște simboluri extrem de importante, gândiți-vă că le aveți pe toate într-unul. Deci asta este avantajul. E adevărat că e un ritual cu această oglindă, e bine să o aveți în geantă, în borsetă undeva, dacă bărbații pot să o țină în portofel, mă rog, sau într-o geantă cu laptop sau ceva unde le este mai ușor. Această oglindă este bine ca atunci când ieșiți din casă să o învârtiți dreapta-stânga, da? Tocmai ca să vă faceți protecția pe prosperitate și ca să nu pierdeți bani. Și din potrivă să-i câștigați. Apoi vreau să vă spun că maestra noastră a creat, deci aceasta este creația ei, Action Mantra for Completion of Success se numește. Deci este mantra de acțiune pentru completare și pentru reușire totală în succes. Asta înseamnă succes la locul de muncă, succes în business, deci în orice afacere personală pe care ați avea-o, sau la locul de muncă în relația cu jobul dumneavoastră. Deci este vorba de o mantră, vedeți bine, în literele noastre. Aceasta se lipește efectiv pe perete. Da? Este un abțibil, de fapt. Și este o idee foarte bună și foarte practică, după părerea mea, de a avea o mantră în preajma ta, neputând să fim serioși, să spunem această mantră de 108 ori cum ar trebui în fiecare zi.
Dar dacă o avem în preajma noastră, măcar ne izbim de ea, o vedem, da? Iar ea, practic, schimbă vibrația locului, schimbă vibrația camerei în care se află biroul nostru, de exemplu, sau biroul din casa noastră, dacă noi mai lucrăm acolo din când în când sau mergem la computer acolo, da? În camera de birou. Bineînțeles că pentru steaua șapte lunară, cea mai bună protecție o constituie rinocerul și elefantul. Acesta este un upzibild. Eu nu v-am mai arătat de ceva timp upzibildurile, dar iată că ele există. Deci sunt și pe romaniafengshui.ro la noi pe site. Avem mantra de protecție împotriva furtului, a deposedărilor materiale, deci a pierderilor financiare, în centru, cu silaba. Și avem, bineînțeles, rinocerul și elefantul, de jur împrejur. Un rinocer, un elefant, un rinocer, un elefant, da? Pentru că ei se folosesc, de fapt, în bereche. Deci nu putem să fie, nu se poate să fie doar un rinocer sau doar un elefant, trebuie să fie împreună, sau doi elefanți sau doi rinoceri, da? Totdeauna în bereche. Albaștri, nu oricum. Și acest abțibil, să știți că se poate lipi și pe parbriz sau pe geamul din spate al mașinii, tocmai ca să vă ferească de accidente și de pierderi materiale. Asta mai ales pentru cei care conduc foarte mult și stau în trafic foarte mult și n-au încotro și trebuie să facă asta. Bineînțeles că există amuleta, iarăși. Deci avem și amuletă, sigur că da. Este una dintre variantele de amuletă, pentru că arată în mai multe feluri și toate au rinocer și elefant, da? Unele sunt și cu mantră inscripționată. Bun, acestea sunt foarte bune, aceasta este foarte bună, pentru că le are ca animăluțe evidențiate foarte clar, nu doar inscripționate. Deci sunt chiar animalele, rinocerul și elefantul, în albastru cu argintiu, așa cum trebuie, pentru protecția împotriva energiei lui 7. Și, bineînțeles, există placa de protecție cu rinocer și elefant, cum vă spuneam, pentru casă. Este o placă foarte elegantă, dreptunghiulară, da, și inscripționată și cu mantra de protecție. Sau statuetele rinocer și elefant, mai măricele, da, în albastru. Deci, care, cum preferați, este bine, de fapt, toată lumea să aibă remediile pentru casă. Toți, oricare dintre noi, indiferent de zodie, pentru că, la un moment dat, în casa noastră, popozește acea stea într-un sector. Și noi punem remediul în acel sector, împotriva acelei stele. Indiferent ce zodie suntem. De steaua 7 anul acesta, popozește pe sectorul de sud-vest al casei, sectorul mamei, sectorul stăpânei casei, da? Și acolo ar trebui să avem statuetele sau placa cu rinocer și elefant. Iată, așa se gândește. Poate nu toți pot sau nu vor și atunci măcar zodia oaie și zodia maimuță, deci nativii acestor două zodii, să poarte amuleta cu rinocer și elefant tot anul acesta. Iar luna aceasta, bivoli și tigri. Deci iată că și tigrii, am ajuns la tigru, au nevoie de susținere mare și să aibă grijă pe unde își pun lucrurile, pentru că securitatea lor este influențată de această stea 7 în negativ. La bivol, ce nu v-am spus, este că se recomandă foarte mult, dar și la tigru deopotrivă, pentru că amândoi se confruntă cu steaua 7, statueta cu gurul Rinpoche. Iată, nici nu este mare, este un remediu în casă foarte puternic, micuț așa cum e, sau în mașină. Atenție, pentru cei care conduc foarte mult, pe bord se poate lipi acolo, se poate pune. Aceasta este dintr-un aliaj de 7 metale, conține bronz și e destul de grea, deci are stabilitate. Gurul Rinpoche ne asigură protecția întotdeauna când este ceva de război, de războire, de agresivitate, de pierdere materială, da? Deci este recomandat și acela. Pentru tigri, ca să revenim, pe lângă faptul că vă trebuie aceste remedii de protecție împotriva stelei 7, avem o energie, da, de apă care ne-ar trebui foarte mult, undeva în dreapta ușii de la intrare. Vedeți că cu apa totuși nu ne putem juca. Există lămpile lămpile albastre care au acel lichid mișcător. Avem și noi una aici pe birou, pe masă. Un lichid frumos albastru care este în mișcare în permanență, se bagă în priză și se încălzește puțin.
foarte, foarte benefice, acelea în locul fântânii, dacă nu puteți fântână sau nu doriți fântână. Dar fântâna este apa yang, care ne trebuie împotriva acestei stele 7, extraordinar de mult luna aceasta. Deci să știți că și pentru bivol și pentru tigri, ceea ce ar fi extrem de satisfăcător să faceți este să așezați o fântânică în casa voastră. Ideal ar fi în sectorul de nord-est al casei, adică sectorul bivolului și al tigrului, da? Sperând că vă cunoașteți sectoarele. Nu uitați că întotdeauna protecția casei se poate face și prin câinii fu, ca pereche mare în fața ușii de la intrare, pentru cine poate să facă asta, cu aceste statuete mici, gururi în poșe, da? Nu uitați că există și alte protecții, întotdeauna, nu, asta este inevitabil, există piao, care întotdeauna este bun, ca și câinii fu, însă dacă nu se poate așeza cât o statuie din aceasta mare, adică de fapt cele două statui perechea, este bine să puneți o fântână în sectorul afectat. Sectorul afectat este nord-estul de steaua 7, iar apa ne-ar hrăni și steaua de dragoste 4, care este anuală și se află acolo. Deci am împușcat două iepuri, dacă am avea o fântână în nord-estul casei, sau cumva, măcar, pentru nativii bivol și nativii tigru, o fântânică cumva în dreapta ușii de la intrare. Deci cum intrați în casă, cum intrați în casă de afară, ați intrat în casă pe dreapta, da? Nu invers. Am spus că este delicată problema pentru că dacă amprenta casei, atenție, ne vorbește că acolo, ne arată că acolo nu are ce căuta apa, atunci ar fi o greșeală să o punem acolo. Deci nu putem să batem în cui să spunem puneți în dreapta ușii de la intrare oricare dintre voi fântână pentru că nu știm ce amprentă aveți. Dar dacă o așezați în nord-estul casei, nu dați greș. Doar pentru luna aceasta, până pe 4 iulie. Atenție! Da? Bun, deci v-am arătat și remediile pentru a preveni acțiunea stelei 7, care este atât de nocivă luna aceasta pentru bivol și pentru tigru. Tigrul este ceva mai bine aspectat la job, cam peste tot, pentru că este lună de cal. Și calul este aliatul lui. Deci calul îl ajută, îi dă mai multă energie, mai multă putere, mai multă veselie, mai mult spor, mai mult chef de a face lucruri. Însă, ei oricum sunt oameni de acțiune, tigrii, mai impulsivi, le dă mai multă impulsivitate și mai multă independență. Deci, atenție părinților cu copii tigru, luna aceasta se vor simți foarte în putere și își vor lua, mă rog, să zicem, vor avea așa o dorință de a vă arăta că sunt independenți și că sunt chiar mai justițiali și trebuie să fiți prevăzători, da? Vor să vă arate ei ceva. Trebuie ponderați în cazul în care este necesar și sigur că pentru cei cu examene, nu uităm, există amuleta învățăturii, v-am prezentat-o în emisiunea trecută, de fapt sunt două, amuleta cu pagoda verde, pagoda învățăturii și amuleta cu crapii care sar peste obstacol, aceea este extraordinar de bună pentru învățătură. Acum, ca o paranteză, există brățările acestea pe care, cred că le-am zis pe mâna mea, dar nu numai acestea, deci mai sunt și altele. Uitați o altă variantă a acestor brățări, pe albastru, da? Nu contează până la urmă culoarea, contează simbolurile de pe aceste brățări. De obicei, brățările vin cu trei simboluri. Una este dubla dorje, aceasta, unul este nodul mistic tibetan, de protecție absolută și de prosperitate și sănătate, și aici este roata magică cu mantra Om Mani Padme Hum, da? Deci, aceasta este din agate siclam, dar există și pietrele cu agate, cu lapis lazuli, cu rutelit sau cuarțul acesta cu ruteliu. Deci avem aici foarte multe cristale, inclusiv agate. Cum vă spuneam, ceea ce primează sunt simbolurile. Acestea sunt în auriu în această brățară colorată și sunt ulul pentru sănătate, dorje, da? Cu clopoțel, foarte frumos, pentru putere și autoritate și nodul mistic tibetan pentru protecție. Acesta e în albastru cu auriu. E foarte frumușel. Brățările celelalte, așa doar câteva exemple. Aici avem alt fel de roată magică care se rotește pe brățară. Roata magică cu Om Mani Padme Hum, dar aceasta este în albastru, asta este lapis lazuli. Dubla dorje și nodul mistic tibetan. Iar aici avem
obsidian, da? Deci totul pe negru, așa, aproape negru. Nodul mistic tibetan, roata magică, da, cu Omani Palme Hum și dubla dorje. Deci cam astea sunt simbolurile. Există și câteva brățări cu corăbioară pentru prosperitate. Însă vă spun că dacă aveți nodul mistic, e absolut suficient pentru prosperitatea dumneavoastră și pentru protecție. Deci, mai ales că mai avem și dubla dorje în multe dintre ele și roata, da? Așadar, eu vă recomand să vă uitați, ele mai sunt câteva pe site-ul nostru, pe romaniafengshui.ro, uitați-vă și vedeți care vă plac ca și culori. Însă nu trebuie să vă ambalați că poate culoarea care vă place, că am mai întâlnit situația asta, nu este cu un simbol pe care l-ați fi dorit în culoarea respectivă. Deci, ele vin cum vin, sunt făcute într-un anumit fel sau într-un anumit motiv așa. Majoritatea au trei simboluri de protecție majore, deci ori unul de prosperitate și cu unul de sănătate și cu unul de protecție, ori protecție dublată, inclusiv pentru job, pentru carieră, și cu simbolul de protecție împotriva oamenilor care nu te gândesc de bine, roata tibetană, care iarăși îți aduce putere și autoritate, dar în plan spiritual, în primul rând, asupra altora, deci și protecție implicit, cu dubla dorje și cu nodul mistic, deci ce poate să fie mai bine decât să ai două elemente de protecție? Până la urmă îți rezolvi mai multe probleme, adică chiar dacă nu ai un simbol de prosperitate, este foarte bine că le ai pe cele de protecție tocmai ca să nu pierzi prosperitatea și ca să poți să îți vezi de treaba ta și să faci prosperitate, să fii lăsat să faci acest lucru. Nu uităm că și pentru tigri acest abțibil este deopotrivă, ca și la bivol, este foarte util. Puteți să-l folosiți, repet, în mașină, deci pe parbriz sau pe geamul din spate al mașinii sau pe geam lateral, dacă doriți. Sau în casă, pe direcția de orientare a casei, pe palatul de orientare, fațada casei, pe un geam, da? Sau pe ușa de la intrare, sau deasupra ușii de la intrare. Deci, unde doriți dumneavoastră, el nu e rău. Este numai bun, poate să fie. Este împotriva stelei 7, da? Dacă aveți un geam important în nord-estul casei, folosiți-l luna aceasta pe nord-estul casei, pe acel geam, puteți să-l lipiți. Iar amuleta vă mai arăt odată. Săptămâna aceasta vă arăt pe aceasta. Săptămâna trecută v-am arătat probabil o alta. Tot același lucru înseamnă amuleta cu rinocer și elefant. Deci la fel de importante. O să luăm o scurtă pauză și revenim.